Petru a făcut săptămâna asta? Hai, săptămâna e destul de interesantă. Liniște total, în genere, în sală sunt trader. Opa! Serios? E frig afară, ați înghețat? Știți, eu când eram în stagiere, mă rog, când mă susținem timpul oarecare, trebuia să duci discuții, da? Și atât, nu aveai cu cine să stai să discuți și ai într-o sală oarecare și începi să vorbești cu scaunele. Nu știu de ce, dar e că același efect sunt. Eu dau întrebări, tot tag. Eu sigură? Serios? Păi te vezi că eu sunt în urechi. Clar. Bun. Spuneți măcar pentru ce ați venit. Haideți, dacă nu sunt scopuri, nu știți pentru ce ați venit. Pentru masterclass. Da, ce temă măcar? A să fac parcurs? Eu ca tare sunt o amatoare de a tranzacționa pe piața de capital. Instrumentul meu preferat, în mare parte, mulți îl cunosc, asta este CAC 40, cu părere de bine sau cu părere de rău. Eu de regulă spun la trader că de 40 de ori spui nu și atunci mai deschizi tranzacții. Dacă te mai vrei să mai deschizi, de fapt. Eu nu sunt amatoare de a tranzacționa pe valută, deja. Dar eu nu pot spune că, uite, eu nu tranzacționez. Tranzacționez numai cu scopul. Mă rog, am și eu trader și trebuie să fiu la curent ce se întâmplă, da? Deschid și eu tranzacții să văd, să duc în profit, să-mi duc în minus. Mai tranzacționez din scopul, doar din scopul ăsta, că interesul de-am s-o pierdut din mult, când eram în începătoare. Și, iată, în căutarea în unei noi teme pentru masterclass, da, ceva interesant e cotațiile exotice. Pentru voi știți, portofoliul investițional noi îl stabilim de la partea practică. Fiecare trader deja decide ce lui place mai mult să tranzacționează. Vouă, pe ce vă place să tranzacționați? La valută. Numai? Da. Dar urmărești cineva graficul la petrol? O, ce se întâmplă acolo? Măcar ceva. Măcar am ușa-ți găsesc o persoană pe care să-ți scot. H4-ul, parcă să începe un impuls în bani. H4-ul? Dar prin unghiul a văzut cineva? Cine? Dar cum arată prin unghiul, da? De regulă mâine să fie ședința OPEC. Știi cine mai vreau? Da. Să fie iarăși o posibilitate bună de deschid tranzacții. Știi strategii de tranzacționare la noutăți? Dai stop sau stop? Sigur! Eu cred că o să fie influență destul de bună, nu-i degeaba să fac ședințele astea obiect. Să fac ca să fie destul de bine și sperăm să întărească prețurile la petrol. Voi ce părere aveți despre brand? În buy sau în sell? Da. Ai, bine că buy. Bun. Haideți să vedem și sub cotațiile astea exotice. Ce cotații exotice cunoașteți? Haideți, dacă ați venit la masterclass, eu cred că măcar tema o cunoașteți. Și acolo era indicat, tăiat frumos. Mira Dobcească. A, așa, încă? Nu. Ce? Mexicanu. Cum se spune? Cronul Negoceanu. Poftim? Da. Ce încă? Traio. Traio. Ei, hai, dacă traio. Era turcească. Ce încă? A valuta africană, cum se numește? Tranzacționează cineva cu cotațiile date? Haideți să ridicați mâna ce tranzacționează. Cine măcar o dată deschis tranzacții? Ce ați deschis? Unu. Ei, gata. Bine deja. N-am să vorbesc să-i văd. Ce? Așa, lira turcească, ce încă? Mexican. Ce? Mexican. Mexican. Bun. Așa. Bun, dar ce v-a făcut că ați schimbat tranzacții pe instrumentele date? Iată, noi când începem să tranzacționăm, cum noi alegem instrument? La ce noi atragem atenția? La cât de volatil? Și-s volatile? Și-s foarte volatile, nu? Puncte se fac multe. Dacă ar mai fi să fie punctul egal cu 10 dolari, cât s-ar putea de făcut? Așa? Dar cum este, tot
bine, fiindcă, da, un punct nu este egal cu un dolar, este mai puțin că unele din aceste cotații, dar, ca instrumente, ele sunt destul de bune, adică fac mișcări bune, și anume traderii, pentru cei lor le trebuie să schimbe tranzacții cu cotațiile respective. Instrumentele date sunt ieftine, trebuia să scriu pur și simplu leura turcească mai jos și o să facem diferența. Spread-urile, ați atras atenție, care este spread-ul la cotațiile respective? Cei care au tranzacționat? Foarte mic. Spread-ul ca care la dolarul mexican, iată, eu noi o să facem în felul următor. Ce spread, măcar știți? 70-4. Așa, zar. Și lira turcească. Spread-ul la dolarul mexican, câte puncte este? 70. Așa. Aveți platforma în față? 70 de puncte. La crona norvegiană și la valuta africană este câte 50 de puncte. Dar cei care au deschis tranzacții pe cotațiile respective puteau să observe că un punct nu este egal cu un dolar. Dar cu mai puțin. Adică când deschizi o tranzacție cu un lot întreg pe dolar mexican, îți primești un minus de 33 de dolari. Făcând un simplu calcul matematic, adică tranzacția cu un lot, la tranzacționarea cu un lot este egal cu minus 33 de dolari. Adică îți primești cu un punct este egal cu cât? 33. Nu. Nu. 0,47 de dolari. Și marja, ceea ce noi lăsăm ca gaj brokerului, pentru că el ne deschide tranzacția respectivă, la toate aceste instrumente este de cât? Haideți. 1000 de dolari. Sunt instrumente destul de accesibile. Adică chiar dacă deschizi tranzacția cu volum, nu, cu volum mare nu este corect, dacă deschizi tranzacția cu un volum cât de cât mai mare, gaji tu lași destul de puțin. Adică asta este, nu, sunt piața de capital instrumente și mai ieftine. Eu sunt de acord. Dar punctele ele face destul de repede. Anume aceste cotații, cotațiile exotice, ele merg pentru îndeplinirea loturilor. Pentru ce traderii de regulă fac loturi? Primiți ceva din voi bonusuri, parteneriate. Trebuie deblocat bonus pentru condițiile de asigurare. Pentru... Așa, și trebuie de făcut loturi, nu? Și iată, cei care au trecut la mine pregătirea, dar cred că și la colegii mei, ne prezentăm statement. Ce se întâmplă când tu faci numărul de lot? Tu primești, în primul rând, primești comisioane, deblochezi bonusul, deblochezi parteneriatul, ca banii care ți sunt oferiți, evident că se transformă în banii tăi. Așa e sau nu e așa? Iată, datorită acestui instrument, tu poți deschizi tranzacția undeva, numai că trebuie corect să o faci. Cineva a auzit vreodată de уровень просадки, în limba rusă spune. Leverage. Ați auzit? Ce înseamnă asta? Nu știu să aflați lucruri noi, probabil. Cine știe de ură din prasadchi? În afară de Elena. Chiar am senzația că sunt aici. Sergiu, ați auzit de ură din prasadchi? Da. Asta e imaginea aia, nu? Da. Dar e riscul care o pui cu prin întrebiață. El se poate de calculat? Da. Cum? Independență pe și curs, tu calculezi și o... Asta totuși poate fi calculat, nu? Iată, voi să înțelegeți, riscul care noi putem să spunem un depozit, el nu trebuie să depășească mai mult de 20, maxim 30% din depozitul nostru. Adică gestionând un depozit de 100.000, cât noi putem să intrăm în minus? 20-30.000. 20-30.000. Corect? Deschizând tranzacții cu un lot întreg, până ajung eu la pierderea asta, trebuie să facă destul de multe puncte de instrument, corect? Cum altfel se poate? Adică, reieșind din nivelul acesta de asat, că leverage, da? În limba engleză spunem. Cum noi trebuie să calculăm volumul? Care ar fi volumul maximal care poți deschid tranzacții la 100.000? 5% sau maxim 5%, da? Încă o dată? Maxim 5% într-o tranzacție, într-o singură tranzacție. Domnul Sergiu, maxim, volumul maximal pentru a face un trader sănătos și de riscant. Amiran, noi nu vă deranjăm. Dacă nu vă este interesant, pe ușa și puteți să știți. Nimeni nu vă ține.
total de loturi este de 10. Pentru a face un trading corect. 10 loturi, ce scuze. 10 loturi pentru a face un trading corect. Adică, eu dacă deschid tranzacțiile totale în valoare de 10 loturi, cât se îngheață din acest depozit? Câtă marjă eu o să las? 10.000. Și el o să fie foarte puțin, adică eu o să mă încadrez și în nivelul acesta de scădere a depozitului meu și chiar dacă piața se întoarce împotriva mea, evident cu volumul dat eu nu risc nimic, adică eu o să mă încadrez după risc și money management în ceea ce mie îmi trebuie. Așa, dacă să vorbim de cotațiile respective, atunci ne întoarcem înapoi la crona norvegiană. La crona norvegiană, dacă deschidem tranzacția cu un lot întreg, minusul care o să fie lăsat spread-ul ăsta o să fie -47. -47 de dolari, asta reiese cu un punct este egal cu cât? 0.92. Asta este la crona norvegiană. La ZAR, dacă noi o să deschidem tranzacția cu un lot întreg, o să fie -158 de dolari. Tranzacția un punct reiese cât este egal? 1,16 dolari. Așa, și ultimul instrument este lira turcească. De ce l-am lăsat la sfârșit? Poftim? Este cea mai ieftină. Corect. Spread-ul este de 15 puncte. Și un punct, dacă deschid tranzacția cu un lot întreg, o să fie un minus de 19 dolari. Adică îți primești că un punct, că un punct este egal cu un întreg și 26. Un punct. Este egal cu un întreg și 26 de dolari. Dar noi traderii ce fac? Deschid și închid tranzacții. Suiesc. Și este strategii concret făcut numărul de loturi. Are cineva din voi nevoie de strategii de a face numărul de loturi? Nu vă cred. Eu. Vreți loturi să faci, sau vreți bani să faci? Și un așa loturi. Am înțeles. Bun. Dar s-ar putea cumva de combinat? Da. Da. Cum? Primești bonusul de la... Păi așa așa. Cum? Primești bonusul lunar. Nu, lunar. 3%. Comisionul. Da, comisionul. Comisionul. Și dacă mai intră statutul priorit, mai primești încă și cashback. Bun. Haideți să... Este strategia acelor 5 și 10 puncte. De asta ați auzit încă? Concret, deschid tranzacția numai pentru 5-10 puncte, nu mai mult. 5-10 puncte. Gestionând un depozit de 10.000, cu cât eu pot deschid fără de risc tranzacție? Cu 50 de loturi spate? Spate sau nu spate? Depinde de depozit. La 100.000. Cu cât maximal eu pot să deschid tranzacția? Un lot, mați. 20-30 de loturi. 20-30. Asta maximal? Da. Asta nu-ți depășească oriul pasarii. Așa. Catare nu. Catare la depozitul de 100.000, corect, îți poate deschizi tranzacții cu 10 loturi. Corect. La depozitul de 100.000, deschidem tranzacții cu 10 loturi. Asta este poate fi divizată în 10 tranzacții câte un lot, 2 tranzacții. Tranzacții câte 5 loturi? 5 loturi. Și 5 tranzacții? Tranzacții câte 2 loturi? Iată azi cineva a stat la o lecție, nu știu de ce, și a trecut la unul din colegii mei. Și a întrebat, da, o lecție ce se califică doar pe scalping? Nu, eu personal tranzacționez în 2 timeframe-uri. Am tranzacții de lungă durată, care sunt deschise pe o perioadă mai lungă de timp, pe o săptămână poate fi activă tranzacția, poate fi pe o perioadă mai lunară, dar fac și scalping. Anume, momentul meu, sau cum se spune, se spune mai corect, felul meu de tranzacționare este destul de agresiv pe piață, comportament agresiv, brusc am intrat și am ieșit. Iată anume este 5 puncte, scalping. De la ce să ia cuvântul dat? Chirurgic ce taie? Ei doar nu taie, scalp. Corect, puțin ce-am încuț. Și ei nu iau să tai o porțiune mare, ei pur și simplu tai doar local. Își iau parțial de pe piață. Iată așa și noi, traderii, noi nu tranzacționăm cât putem.
Nu luăm din piață cât este, ne luăm cât concret ne trebuie. Abia că concret strategia 5-10 puncte se axează pe fixarea unui profit mic. Evident că noi dacă o să deschidem 10 loturi, 5 tranzacții câte 2 loturi, din fiecare tranzacție câte, câte puncte o să putem să facem? 5-10. Independență de ce? Volumul de tranzacționare. Evident, dacă tranzacția o să fie deschisă cu 5 loturi, evident că o să fie și profitul mai mare. Iată concret cum se poate deschide tranzacții. Bun. Haideți, noi astăzi am un indicator destul de interesant. Eu când am avut prima dată să duc un masterclass, am vorbit anume despre un indicator de trend, Parabolic SAR. Cine cunoaște acest indicator? Cine a auzit despre el? Haideți să notăm. Strategiile tranzacționare după indicatorul Parabolic SAR. Parabolic SAR. Sunt că la masterclass-ul dat, o să vorbesc doar eu. Parabolic SAR. Acest indicator arată foarte bine momentul de deschidere a tranzacției și momentul de ieșire. Indicatorul dat se poate de combinat cu nivelele orizontale. El totodată arată și direcția, intrarea și ieșirea. Se poate de combinat cu nivelele orizontale. Sau de tranzacționat direct. Ați rămas vorba? Eu. Sau se poate de tranzacționat direct. Închizând tranzacțiile manual după puterea care ne arată acest indicator. Așa. Dacă e indicator de trend, unde el apare? Așa. Haideți noi să deschidem cotațiile respective. El este format. Cotare când anume? Este preț. Aici la noi este prețul actual. El nou ne arată intrarea de a deschide tranzacții atât pe impuls, cât pe corecție. El aici prețul actual format din lumânări. Atunci când indicator, el este format din punctulețele pe grafice. Când și cum noi ne orientăm să deschidem tranzacții după acest indicator? Concomitent când se formează cel de-al doilea punct, aici este, și dacă indicatorul este deasupra prețului, când se formează cel de-al doilea punct, asta este semnal pentru a deschide tranzacțiile de sell. Dacă ne orientăm după nivelele orizontale, profiturile o să fie mai mici. Dar o să fie concret sigure. Îmi schis prea repede grafice. Așa. Dacă o să ne orientăm după nivelele orizontale, îți plasează de nivelul orizontal, după care se pune indicator. Eu și o să vă arăt mai multe modalități de tranzacționare după acest indicator. Dacă noi tranzacționăm manual și direct pe piață, noi o să ne orientăm să închidem tranzacțiile în momentul în care deja indicatorul trece mai jos de preț. Cum a creat primul punctuleț mai jos de acest preț, atunci noi manual ne orientăm la închiderea tranzacțiilor de sell. Tranzacțiile de cumpărare, ele se permit după indicatorul dat și pe corecție. Evident că eu nu recomand tranzacționarea pe corecție din H1, mai bine de tranzacționat pe corecție din H4 și pe corecție din D. Când anume ne orientăm la pozițiile de bar. Atunci când indicatorul de trend se formează în partea de jos și nu din primul punctuleț, dar din cel de-al doilea punctuleț care s-a format, iată în momentul dat ne orientăm la pozițiile de cumpărare. Bai. Take profit-ul punem sau după nivel, sau dacă suntem în fața calculatorului, deja când indicatorul formează punctele deasupra prețului. Iată aici noi ne orientăm la închiderea tranzacțiilor de cumpărare. Am și o să vedem și o să facem împreună
statistica cât de bine a mers acest indicator. Este? Așa. Haideți să deschidem una din cotațiile este exotice. Apropo, iată, anume strategia care am dat-o, ea se orientează pentru fixarea profitului după strategie, dar totodată și pentru a face numărul de loturi. Aceste cotații exotice, ele sunt ca instrumente destul de ieftine. Adică și spread-ul nu este bun. Și ține de mexican, zar, crona norvegiană, ele evident că au spread-ul mare. Da? 70 de puncte, 50 de puncte. Dar noi știm cum am vorbit anterior, cu punct nu este egal cu un dolar. Și ține de lira turcească e egal cu un întreg și ceva, dar spread-ul este mai mic. Asta a fost s-a scăpat de vedere. Că evident că și lira turcească la fel face parte din cotațiile exotice. Și dacă o să fie solicitat acest instrument, o să fie multe persoane care vor tranzacționa pe acest instrument, evident că se va mări probabil spread. Asta este o scăpare, asta nu este ok, că instrumentul e destul de ieftin. Da? Se poate de făcut bani. Ați văzut statementul care cineva l-a văzut? Un trader concret a tranzacționat doar pe lira turcească. În decurs de 3 zile de tranzacționare, de la un depozit de 25.000, făcut profit 627.000. Este postat și în grupa de trader. Ați văzut sau nu? Da. Doar pe lira turcească. Bun. Trader dumneavoastră. Da. Aveți dubii? Nu, eu pur și simplu am văzut. Da, traderul meu. Mai sunt traderi care au făcut tot pe lira turcească. Bun, eu nu știu de ce ajung la ideea că noi masterclass-urile organizăm, de fapt. Dar traderii nu prea înțeleg strategiile care noi le oferim la masterclass-uri. Data trecută s-a dus un masterclass și anume s-a vorbit despre stohastic. Cum noi determinăm divergența-convergența după acest indicator. Ați înțeles? Cineva a fost? Da. O, minunat. Ați reușit să înțelegeți? Da, da. Super, dar au fost situații când s-au reușit. Și în urma acestui masterclass, foarte multe persoane au solicitat lecții intensive. Mai este un moment tot interesant, asta se numește cine a auzit de capcane. Capcane pentru uși și pentru taure. Bun, la sfârșit de masterclass, dacă ne ajunge timp, o să vorbesc despre aceste capcane. Haideți noi să trecem acum acest indicator și o să vedem cum el lucrează. Iar noi am plasat nivelele pe acest instrument. Apropo, lucrează în toate perioadele de timp. O să punem pe grafice indicatorul de trend. Așa. Și o să deschidem parabolic. Îl punem cu parametrii standard, da? Puțin o să... Așa. Iată, el pe grafic arată în felul următor. Punctulețile. Putem să-l verificăm în toate timeframe-urile. O să luăm în perioada cea mai scurtă de timp. Evident că în H1 o să-mi punem careva nivelele. Nivelele sunt plasate în graficul de o zi. Lucrează în toate perioadele. Eu m-aș orienta mai mult în graficul de 4 ori, ca noi să vedem împreună câte intrări au fost, cât profit s-a putut de făcut, puteți să notați și până într-un final noi să facem calculele împreună. În ce scuze? Are anumiți parametri? Îl folosim cu parametri standard. Iată eu fără de parametri. 0.02 și 0.2. Așa. Putem doar să... Putem să folosim orice cotație sau nu ne pentru ce cotație? Pe cross-cursuri tot merge bine. Nu prea îmi place cum merge pe cotațiile directe. Merge bine pe cross-cursuri și merge bine pe cotațiile exotice. Eu personal așa o folosesc, strategia lucrează, strategia eu am verificat. Personal, mă rog, când dai ceva la trader, nu poți să dai omului să tranzacționezi atât timp cât tu singur n-ai încercat să vezi cum merge strategia sau nu merge strategia. De asta noi o să mergem acum împreună și o să verificăm, e bine sau nu este bine. O să verificăm de la începutul lunii noiembrie până la începutul lunii noiembrie, până la începutul lunii decembrie. Și am plecat prea departe. Octombrie. Ok, hai la, o să lăsăm și o să fie luna octombrie. 00. Așa, iată de aici. Hai să vedem câte pe s-au putut
e făcut după o singură strategie și după un singur instrument, în decurs de o lună de zile. Până aici. Și o să verificăm întrebările. În ce perioadă de timp vreți să le verificăm? Așa. Ok. Tranzacționare pe impuls sau și pe corecție? Mai aveți răbdare. Tranzacționați doar pe impuls. Așa. Prima intrare la început de lună, prima intrare a fost la data de, în direcția trendului. Hai bine, haideți să o luăm pe corecție. Prima intrare totuși a fost pe corecție și aici aveți să fie și primul stop loss. Iată de aici, noi trebuia să deschidem tranzacții de cumpărare. Nu din primul punctuleț care apare, dar din al doilea punctuleț care s-a format, iată de aici noi trebuia să deschidem buy. Așa. Deci ne trebuia să deschidem bani și el s-a dus mai întâi în jos, după care s-a dus în sus. Iar în jos a mers cu 1303 puncte. Asta, eu sunt pe cotația dolar cu dolarul mexican. Dacă tranzacționăm, evident, în direct, adică să fim pe piața, să vedem cum se mișcă prețurile, evident, noi avem să așteptăm. Iată două lunări, după care el într-adevăr s-a dus. A doua confirmare, pentru a deschide tranzacțiile de sell, a fost iată din acel... Ups, eu am greșit. Cer scuze. Iacă aici trebuia baiul. Nu l-am pus în confirmarea corectă. Deci. Așa. El s-a închis în momentul când s-a format primul punctuleț. Primul punctuleț s-a format în lunarea dată. Noi avem luăm un minus de 685 de puncte. Eu, cer scuze, am greșit confirmarea. Spuneți că este desen pe tablă și nu se vede. Așa. A doua confirmare de a deschide tranzacție, la noi este când se formează cel de al doilea punct deasupra prețului. Iată, din momentul dat, aici noi ne orientăm la pozițiile de sell. Până jos, el a mers 762 de puncte. 662 de puncte. Și în momentul când s-au format punctele de jos, aici noi ne orientăm la închiderea tranzacției. Asta s-a închis în decurs de o lunare. Următoarea confirmare pentru a deschide tranzacțiile de cumpărare, la noi se primește iată de aici. Și aici iarăși un stop loss. Așa. Dar se poate deplasa take profit stop loss după nivele. Nivelele la mine spuse am creat de o zi. Așa. Iată de aici se deschide buy. S-a dus până la nivelul de rezistență și până în final s-a dus foarte puțin, 782 de puncte. Dar asta la noi trebuie să fie calculat, volumul adoptat. Dacă tranzacția este corect deschisă după volumul necesar, evident că nu avem cu ce să riscăm. Următoarea tranzacție, următoarea confirmare de sell, la noi este în lunarea respectivă, iarăși tranzacția este scurtă durată. Așa, sell. Sell ne orientăm să deschidem de aici, până jos. El a mers 586 de puncte, adică concentrăm să fixăm profit pe o singură lunare, pe mișcarea asta în jos. Sau deja după nivele. Punem take profit-ul după nivele. Iată eu dacă o să vă arăt în H4, mie cel puțin mai tare mi-am plăcut în H4, am ușor să vă arăt și continuăm și în H1, dar mai întâi o să vă arăt în H4. Iată, dacă să ne orientăm după nivele, când se formează acest indicator de jos, în partea de jos, ne orientăm la pozițiile de cumpărare. Iată, până la următorul nivel, cum mers 1.002 puncte în decurs de 3 bare în H4, în decurs de 2 ore. 1.000 de puncte la tranzacționarea pe dolarul mexican, cât o să fie? În jur de vreo 600 de dolari, în decurs de 12 ore. Este ok sau nu este ok cu un risc minimal? Adică la un instrument destul de ieftin. Bine. Așa, mergem mai departe. Următoarea confirmare de a deschide pozițiile de cumpărare sau de sell este iată când se formează acest indicator deasupra prețului. Undeva din momentul dat, noi trebuie să deschidem tranzacții de sell, până jos el a mers 1777 de puncte, în decurs de 9 ore. 9 bare în H4, în jur de 36 de ore. Se primește că în jurul auzi și ceva. Este?
Așa, următoarea confirmare de buy. Aici iarăși un stop loss. Până sus, din tranzacție, au mers 1228, 1200, iată de aici trebuia să deschidem buy, până sus 1305 puncte. Următoarea confirmare de sell este în momentul în care iarăși indicatorul se formează deasupra de aici, sell, până la nivelul de jos, 1748 de puncte, în decurs de 5 bare în H4, asta se primește în decurs timp de o zi, tranzacția a fost închisă. Următoarea confirmare iarăși este de cumpărare, aici iarăși stop loss, nu știu de ce. Așa, până la următorul nivel, un stop loss în jur de 1354 de puncte. Următoarea confirmare de sell, la noi este când se formează cel de-al doilea punctuleț în partea de sus. Iată aici, în momentul dat, trebuie deschis un sell, iată aici a mers foarte bine. 2462 de puncte, în decurs de 17 lunări, în graficul de 4 ore. Voi notați sau nu notați? Sau nu vă este interesant? Interesant. Notați. Și am și o să facem totalul și o să vedem câte puncte au mers și câte puncte am luat stop loss. Și o să vedem strategia are efect sau nu are efect. Haideți. Câte stop loss-uri noi am numărat? 3. Da, take profit-uri? Haideți să o luăm din început. Facem notiți și împreună am și o să calculăm câți profiți poate fi luat unul din aceste instrumente exotice. Așa. Prima confirmare pentru a deschide buy, la noi este... Prima confirmare de buy, primul, al doilea, iată este în momentul dat. De aici până sus a mers 3096 de puncte. Take profit, 3096 de puncte. Al doua confirmare pentru a deschide sell este în momentul 1, acesta. De aici până în nivelul de jos au mers 3000 de puncte, 3002, 3000 de puncte. Următoarea confirmare pentru a deschide tranzacții de cumpărare este de la prețul, prețul este de aici, în take profit, s-a închis în take profit de 851 de puncte. Următoarea confirmare de sell, aici, trebuie de deschis sell în momentul, da? Iată aici, e stop loss. El până... Dar de fapt a mers. De fapt a mers 1728 de puncte. 1728 de puncte. În decurs de 10 bare în H4. 40 de ore. Următoarea confirmare pentru buy. Iată aici e stop loss. S-a luat un stop loss de 1556 de puncte. Adică până la nivelul lui nu a ajuns destul de mult puncte. Și aici s-a luat stop loss. Mai departe. Următoarea confirmare de sell. Este de pe data de, în fine, data, confirmarea este aici, sub nivel, al doilea punct, până jos, a mers 2413 puncte. Așa. Următoarea confirmare, iarăși o avem de sell, de aici, lumânarea s-a deschis aici, până jos a mers în profit 1206 puncte. Tranzacția pe corecție de buy. În momentul dat trebuie să deschidem buy. Mai întâi s-a dus în minus cu 517 puncte, după care s-a fixat un profit de 1403 puncte. Mai întâi s-a dus în jos, după care a făcut iarăși un impuls în direcția trendului. 1400 de puncte. Așa, sell. Iată aici iarăși un stop loss. Indicatorul este deasupra prețului. În momentul dat, noi ne orientăm la un sell. Și el în jos nu a fost. S-a luat un minus de 2118 puncte. 2118 puncte. Următoarea confirmare pentru tranzacțiile de cumpărare a fost iarăși aici, până sus, până de la nivel. S-a fixat un profit de 1000 de puncte. Și ultima tranzacție, evident că s-a închis deja în ultima lună. A fost... Aici sell am avut confirmare pentru sell până jos, nu, aici iarăși un stop loss. S-a închis în stop loss de 2265 de puncte. Câte stop loss-uri, câte take profit-uri? Două stop loss-uri și trei stop loss-uri. Trei stop loss-uri și? Opt take profit-uri.
Este? Dar în puncte, cam câte puncte s-a calculat punctele, să vedem. Minus și profit. Și o să vedem până într-un final ce se putea de luat doar de pe un singur instrument. Să vedem cât de ieftin și cât de interesant. Dar scalpingul nu e pe o perioadă mai scurtă de timp. Asta nu e scalping, asta e tranzacție de durată medie de timp. Asta e graficul de 4 ore, tranzacție de medie. Scalpingul ăsta e în graficul de 5-15 minute. Independență. Nu știu cum să folosim pe curse de valutare, în timpul medie. Mă gândesc că o să dai multe ingredienți aranate. În time frame-uri mai mici. Pentru că sunteți, vă place scalpingul. Am încercat, da. Așa. Mai sunt traderi în sală că i-a plăcut scalpingul. Așa. Am încercat, dar nu mai greu. De ce? Am făcut un minus, da. Am plăcut. Aha, de ce? Pe PSD. Ok, am ușor să mai greu. Haideți în puncte. Câte puncte te-ai profit cu fixat? Am ușor. 14.690. 14.690. 16.600. Haideți numai 14.000. Stop loss-ul? La mine, eu m-am scris un stop loss, undeva în jur de 5.000 de dolari. Cine a scris toate 3 stop loss-uri? Am mis-o primit minus 4.380. Minus 4.380. Minus 5.000 la SPI? 5.450. 5.500. Așa, haideți să vedem ce profit. Am obținut un punct egal cu 0,47. 14.000 mulțim cu 0,47 valoarea unui punct. 0,47. 6.680. Cât? 6.680. 580. Așa, 5.500 mulțim cu 0,47 de dolari. 2.585. 2.585. Și din profit, scoate minus pe care l-am fixat. $3,995 de dolari. Profit curat. În decurs de o lună de zile, fără mult efort. Da? Doar cu un lot întreg tranzacționat. Dar, ținând cont că instrumentul este ieftin, noi putem să ne permitem să deschidem tranzacții cu un volum puțin mai mic. Nu cu volum mare, dar cu un volum puțin mai mic. Spre exemplu, dacă gestionăm un depozit de 10.000, tranzacția cu 2-3 loturi este destul de ok. Adică ca marjă noi lăsăm doar 2.000-3.000 de dolari. Ca gaj. Este? Dacă lira turcească, cine tranzacționează? Dacă mexican? Celelalte două instrumente, asta o să fie două instrumente, crona norvegiană și valuta africană, deja o să aveți ca sarcină de sine stăcător, acasă să vedeți câte din câte au mers și câte din câte nu au mers. Alegând doar trei instrumente de astea ieftine, spate fără de risc de făcut un profit destul de fain. Adică și stop loss-uri, să ne permitem să luăm, evident că și take profit-uri. Este? A? Stop loss-urile se tăiem în funcție de niveluri. După nivel. Eu toate stop loss-urile le-am plasat nivel. Cum anume ele se plasează? Aici. Spre exemplu, dacă noi aici am deschis o tranzacție de sell, e din al doilea punct. Asta se primește undeva pe aici. Sell am deschis, take profit-ul pun jos. Stop loss-ul pun deasupra. Nu cu mult, deasupra. Puțin maximum 50-70 de puncte spread-ul, nu mai mult. Iarăși, dacă am deschis tranzacție de cumpărare, asta la noi o să fie atât din momentul dat. Ce spus? Da. Stop loss-ul a spus 50-70 de puncte deasupra nivelului? Deasupra nivelului. Am înțeles. De la nivelul orizontal puneți stop loss-ul să fie spread în tocmai 70 de puncte, dacă vorbim despre dolarul mexican, acolo e 70 de puncte spread. Așa, dacă noi aici, în cazul dat, iarăși este confirmare de buy, nu, evident că noi o să lăsăm deja până la următorul nivel, odată ce el se răbate. Take profit-ul punem până la nivelul următor, stop loss-ul punem sub nivelul dat. Așteptăm străbatere. Eu cel mai bine văd după străbatere. Take profit până la nivelul următor, stop loss-ul în afară. Este? Da.
Cel mai bine, vă știți foarte bine că indicatorii ei sunt buni. Nu știu, mai mare amator decât mine pe indicatorii dați, eu nu știu dacă o să găsiți, pentru că eu mai ales perioada începătoare foarte mult m-am să tranzacționez pe indicatori. Minusul la mine nu a fost că tranzacționam pe indicatori, dar minusul la mine a fost că eu tranzacționam fără stop-loss. Și de când am început, mai sunt în sala amatori de tranzacționare fără stop-loss, da? Senzațiile s-au altfel, așa? Problema nu a fost în indicator, dar a fost în stop-loss, că e ceva normal să iei un stop-loss. Dacă noi am deschis tranzacții conform strategiei date, și ce dacă am luat trei stop-loss-uri? Tot într-un final, noi oricum suntem într-un profit. Orice ce facem sunt minusuri și noi trebuie normal să reacționăm la stop-loss-uri. De asta, voi cred că cunoașteți încă de la practic, noi spunem, voi trebuie să luați și stop-loss-uri, voi trebuie să luați și stop-loss-uri, asta e ceva normal. Nu e nimic strașnic. Da, sunt trader care îi saxează concret numai să fie toate tranzacțiile cu verde. Chiar recent am avut un domn matur la pregătire. Toate tranzacțiile trebuiau să fie închise în take profit. Dacă nu în take profit, să fie închise manual, dar oricum în profit. Minusul aștepta, puteți să-l aștepte mult și bine, el avea răbdare. Folosea metoda medierii. Graficele parcă erau într-adevăr desenate, adică el tranzacționează în time frame-uri scurte, se duce în jos, îl deschide sell. Iarăși se mai duce în jos, îl deschide sell. Se duce în jos, iarăși sell. Și toate tranzacțiile se închid în același punct. Invers. Vai, ce scuze. Așa, vai, metoda medierii o folosește, nu adăugări. Și toate tranzacțiile se închid în același preț. Ba, take profit undeva e micuț. Micuț de la prima tranzacție. Și pe grafice îți primești ceva de gen. Spune că faci paucioc pe piață, ca să am un pautin, da? Metoda medierii la tranzacționarea în scalping, time frame micuț, 5 minute. Dar că e deja nu pe piața valutară. Pe piața valutară se accesează, tranzacționează doar pe mexican și doar pe dolar, pe valuta africană. E foarte interesant de tranzacționat. Numai evident că nu după parametrii, dar după moving average. Trebuie să vă dau scalpelul? Da. Oh. Sergiu, știți? Da. Ce știți? Strider ultimele noastre. Știu. Ai, bun. Pe cotația respectivă, noi cu Parabolic Sara am vorbit pe cotația dolarul mexican, o să vedem cum a lucrat în scalping pe dolar cu valuta africană. O să plasăm în ordin, indicatorul moving average, o să-i schimbăm parametrii, alea e ok. Nu luăm cu parametrii standard 10, dar cu parametrii 9, 0, metoda simplă și prețul închis. Și atât nou ne apare indicatorul dat. Take profit-urile spate de pus. Scalping-ul eu ca tare se recomandă oricum în direcția trendului. Ok. Așa. În H1 determinăm trendul și anume momentul de intrare noi îl determinăm după acest indicator. Dar de ce noi am luat parametrii nou? Că el să fie mai aproape de preț, mai concret, să spunem, da? Anume, momentul în care noi se deschidem tranzacția. Și deja take profit-ul punem sau după nivel, sau punem după trend. Dar, cel puțin, trendul trebuie să fie determinat în graficul de o oră. Dar tranzacționăm în M5. În direcția trendului. Așa, ne ducem pe graficul de o oră. Determinăm trendul. Tak, o să ne ducem la fel în acea perioadă lunii. Luna octombrie sau noiembrie, decembrie am luat-o. Octombrie, noiembrie. Să vedem cât am mers octombrie. Așa, și începutul lunii. Așa, începutul lunii, am spus filmul. Așa.
0. Iată de aici. Reducem în graficul de oră și determinăm trendul. Septembrie, octombrie. Noi am avut o tendință descrescătoare, corect? Da. Așa. Determinăm trendul. O să determinăm mai întâi toate trendurile și după care o să ne ducem și o să vedem cum deschidem tranzacții. După care a fost un trend crescător. Da? Da. Așa. Iarăși o tendență descrescătoare, când noi știm că piața întotdeauna merge din problem din celălalt trend, așa? Da. După. Să ducem mai mult. Și ducem și pe care trebuie în linie. Așa. Intră. O determinăm în H4, da, cu catare scalping, acolo o să fie foarte multe intrări. Și ultimul trend este trendul crescător. Ne ducem în graficul de 5 minute. Și verificăm toate intrările care au fost formate. 6. 8 clipa. În graficul de 5 minute noi avem foarte multe căutări. La profitul care noi ne axăm, asta să fie undeva nu mai mult de 300 de puncte. El se poate și mai mult, se poate de profitul deplasat în direcția trendului. Numai că el se închidă mai greu. Dacă noi vrem ca tranzacțiile să se închidă repede. Așa. Iată de aici unde v-am sucit. Perioada dată, am dispărut trendul. În fine, este o tendință descrescătoare. Primul trend care noi l-am determinat. Este o tendință descrescătoare. Când anume este confirmare pentru a deschide tranzacțiile de sell. Așteptăm confirmare, o lumânare descrescătoare străbătută. Din următoarea lumânare noi o să deschidem sell. Primul impuls care l-a format este de 246 de puncte. Nu, 282, până în umbra dată. Deci 288 de puncte în decurs de 6 lumânări. 6 lumânări în acest și timp 30 de minute să închizi tranzacția. Este? Așa, următoarea confirmare de sell, iarăși este o lumânare descendentă străbătută, din următoarea lumânare s-a deschis un sell, s-a dus în, împotriva noastră 98 de puncte, după care din următorul impuls s-a dus în profit cu 316 puncte. Pe corecții, eu nu recomand tranzacționat, mai ales pe corecția din H1. Dacă tranzacționăm pe corecția din H4, deja nu merge vorba de scalping. Eu recomand în scalping doar tranzacțiile în direcția trendului și o să folosesc și dumneavoastră metoda mediere, așa cum o folosești traderul, da? Se duce piața în jos și el, dacă trendul este crescător și piața oricum se duce în jos, el deschide tranzacții în direcția trendului și până într-un final, toate take profit-uri, el îi ia la același preț. Este? Asta este a doua strategie care voi ați luat astăzi. Hai să vedem câte puncte s-au putut de luat. Voi punctele le notați? Da. Poftim? Da. Așa. Bun, a doua. A treia confirmare. Am mers în profit din primul impuls 254 de puncte de curs de 10 minute. Următoarea confirmare pentru sell este până jos. Am mers 1238 de puncte. În decurs de 12 pare, 5 minute. Asta se primește vreo oră și 52, mulțim cu 5, mai mult. Acum, dumneavoastră, cum să o puteți, pe graficul care deja este, știți exact până unde a mers. Dar în momentul în care facem scalpul okay. Respectiv, ați fost să spunem vreo 300 de puncte, respectiv, era să-l închidem, era să ținem toată mie și ceva de puncte. Hai să vedem cât stop loss dacă se poate da. Lua. Haideți. Prima tranzacție s-a dus oricum în profit. Așa, dar stop loss nu e interesant în scalping, unde vreți să-l puneți. Nu știu. Vă spun eu. Stop loss. Nu, dacă ai cont asigurat, stop loss trebuie folosit. Și stop loss-ul folosești deasupra trendului din H1. Dacă tendința este descrescătoare, iată felul următor. Haideți, eu să vă desesc, așa că noi o să verificăm. Iată, trendul este descrescător. Și noi în graficul de 5 minute avem confirmare de sell. O lumânare descrescătoare străbătută, din următoarea lumânare noi deschidem tranzacțiile de sell. Stop loss-ul punem deasupra.
stop-loss-ul la tranzacție dată. Take profit-ul punem 200-300 de puncte. Așa, iarăși, următoarea confirmare, dacă s-a închis, nu s-a închis tranzacție, noi iarăși ne orientăm la pozițiile de sell din următoarea lunare. Take profit, iarăși putem să-l punem 200-300 de puncte. Evident, dacă o să fie o confirmare de sell, în nivelul de suport, noi deja aici să nu mai deschidem. Iată, dacă moving average trebuie aici și dă o confirmare pentru a deschide tranzacție de vânzare, să aici nu deschidem. Este cât de bine ar fi. Toate intrările în sell, dar și în buy, se fac de la respingerea de la unul din nivel, fie de suport, fie de rezistență, sau în cel mai rău caz, din mijlocul trendului. Dar nici de cum nu din nivelul de suport. În cazul în care s-a deschis de aici o tranzacție de sell, o să trebuiască să rezistăm mai întâi corecția și după care, iarăși, când o să fie confirmare, o să ne orientăm la pozițiile de sell și o să închidem ambele tranzacții în profit. Oricum, dacă s-a întâmplat așa că ați deschis aici sell, stop-loss-ul de la sell, dacă aveți asigurare, o puneți la fel deasupra nivelului de rezistență. Este take profit, ca de obicei. 200-300 de puncte. Da, așa o întrebare. În caz dacă ați deschis tranzacția, fără spunem stop-loss-ul, dar parcursul cum? Poți să aduci chemii când să plouă sau apoi asta tot, asta să se facă sau nu să se facă? La ce să se facă? Deci foarte asigurat. Deoarece nu a fost pus inițial cu ordinul, dar el s-a pus mai târziu de ordin. Am schis cel-ul, nu mă țin minte când am pus stop loss, am pus stop loss mai târziu. Principalul îți va aduce să aminte când am pus stop loss-ul, când să închideți mai întâi tranzacția manual și îți va aduce să aminte, dar stai că e stop loss mă pus. E ca în cazul ăsta de-a nu spate. Dar tot spate. În viața asta tot spate. Dacă ai deschis tranzacția, și n-ai reușit să pui take profit sau stop loss-ul, dar sunt mișcările foarte brusc, da? Este intrare și tu până calculezi cât îți pui take profit, cât îți pui stop loss-ul, de mișcare s-a dus. De asta cel mai bine. Este confirmare. Ai deschis sell sau ai deschis buy și deja ai pui stop loss și pui take profit. Nu este o greșeală pentru asigurare. Principalul până să se închidă tranzacție, să fie stop loss. Pentru nimeni nu verifică ora la care el este pus. Doar conform condițiilor contului asigurat, stop loss-ul nu este limitat în puncte. Asta nu înseamnă că nouă ne spune că neapărat trebuie pus un stop loss de 50, un stop loss de 60, 70 sau nu știu câte puncte. El poate să fie stop loss plasat la atâtea puncte, să pierdem contul, dar ne se întoarce oricum, ne se restituie banii din cauza că, mă rog, stop loss-ul el a fost pus. Dar undeva nu este corect, pentru că asigurarea respectivă e nu. Mă rog, asta e când traderul, din ce cauză trăiți rezistent că tare să tranzacționează? De ce traderii mai târziu încep să tranzacționează? Nu de răspunsuri deja eu l-am dat. Evident că din cauza fricii, domeniul este nou și când capiți experiența asta, încrederea în sine, încrederea în domeniu, evident că este nevoie de o perioadă oricare. Iar cei care au beneficiat de conturi asigurate, e mai ușor acum? Ce ați învățat în urma asigurării? Sergiu? Să respectăm volumul. Respectăm volumul. Elena? Asta nu în urma asta. În urma tranzacționării cu asigurare, cred că ați tot bine. Da. Elena? Da, că nu ar fi să trebuie să respectăm. Am venit mai încăzut. Bun. Haideți întrebări până aici. Verificăm câte puncte au mers scalpul sau deja au tranzacționat și o să aplicați în practică. Sau vedem o lună cât spate de făcut în scalpul. Cum sunt dumneavoastră pe dispusul, dacă ați mai vrea să-mi spuneți? Eu am ce... Eu dacă încep să povestesc, cred că știu că să trebuiască caiete pentru anul ta strategiei. Eu nu cred că asta să vă ajute, de fapt. Știți, это мы на компании, я вам чей как вам вносит, я прям украл шла чел лалту, фичо ностру лалту. И околом куртка, что я вносит он дом, который очень 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 много стратегий. Много стратегий. Да я транзакционяз симпу, дупа куларя лунаря. Вот спорни, что лунаря алту сус, он скиди бай. Спорни, что лунаря не агрю жас, он скиди сел. Симпу, да серьез, да стратегия очень очень много. И он фиксаса конкрет профиту, который он пачил лунаря. Evident, se mai conduce de trend și în direcția trendului.
Oricum, mi pare după cunoștință la ce. Iată, una linia neagră după care urmează altă. Dar direcția trendului. Dar trendul e descrescător. Noi știm foarte bine că e greu să tranzacționezi împotriva trendului. Corect? Da. Dar dacă mai cunoaștem direcția și momentul, da, eu sunt de acord, asta nu este strategică, că noi întotdeauna trebuie să avem confirmare. Dacă îi se respinge, după, chiar și după cel mai simplu, după strategia trendului, noi avem nevoie de respingere, nu? Dar noi nu deschidem tranzacțiile de său strategia trendului, că de ce? El poate să nu se ducă, pur și simplu. Corect? Da. Polunare descrescătoare poate să nu se ducă până la take profit care nu îi trebuie. Și asta se facă doar ce îl ducă înapoi. Asta e, nu știu, eu pur și simplu nu înțeleg așa. Bun, ce întrebări până aici aveți? La instrumentul respectiv, la moving average, ne spuneți la un moment dat parametrii? 9-0. Eu, pe acel de capital, tot acest moving average, tot cu acești parametri folosesc. Chiar și pe CAC 40, chiar și pe S&P 500. Principalul, când faci scalping, să ții cont de trend. Trendul a fost determinat, momentul de intrare după moving average și deja te-ai profitul sau un punct. Dacă să vorbim de piața de capital, evident, acolo până la 200 de puncte pe cap, mă refer. De S&P 500, 1000-1500 de puncte, se poate depus stai profitul. Dar dacă să vorbim de dolar mexican, cotațiile este exotice, nu, 300 de puncte profit, în axam. 200 cel mai bine. 200-300 de puncte. Independență deja. Este? Alte întrebări? Strategia asta merge pe cross-course. Da. Scalping-ul merge pe tot. Dar nu ar fi mai sigur la 15 minute. Eu nu prea tranzacționez în graficul de 15 minute. Eu concret mă axez pe graficul de 5 minute. Dacă se face numărul de loturi, mă apuc cotațiile este exotice. Nu peste 3. Zaru, mexicanul și crona norvegian, nu peste, dar în graficul pe un timp de un minut. Este concret strategie de făcut numărul de loturi. Da? Dar nu reușești nici eu. Spui că pentru că dar eu nu trebuie depus deodată. Păi, parcurs. Ai deschis tranzacție. Este moment de intrare. Ai deschis buy sau ai deschis sell. Independență de confirmare. Ai plasat pe urmă deja tranzacție se deschide. De la ea deja ai ridicat și ai plasat stop loss și take profit. Și e foarte repede să închide. Bun. Ce întrebări mai aveți? Ai bine permisivă, adică... În Dar numărul de loturi, n-am 5. Profit micuț. Nu, sunt trader care știți cum fac numărul de loturi. Îți schiți tranzacția, un chis un spread de negativ, mai ales cu lira turcească. Sunt 18 puncte la un lot întreg. S-a deschis tranzacția, ați închis tranzacția. S-a deschis tranzacția, ați închis tranzacția. Dar asta trebuie... Eu personal tot nu vreau să închid tranzacțiile cu minus. Pentru ce dacă se poate făcut profit? Măcar zero, cel mai rău caz pe zero. Da, eu înțeleg când se întâmplă la luni care. Despre luni care știți? Și mai ales pe cotațiile astea exotice, ele sunt foarte des. Adică prețul merge repede. Și aici să fie take profit-ul și el face o luni care și te închide, poate să te închide și în minus. Că el nu reușește. Cu mișcarea este bruscă. Că la noi, de regulă, traderii când iau minus și sunt alunecări, sunt pretenții. Că de ce a fost? Cum așa, pe minimul închis în minus $7? Wow, ce strașnic, cum? Dacă eu am pus take profit, dar au fost alunecare și nu s-au închis în unde eu trebuie. Dacă îmi faci 1000 și ceva de dolari în profit, nu se revolt că au fost alunecare. Alunecările, ca și gap-urile, sunt bine atunci când le prins în direcția care ți-e trebuie. Dacă le prins în direcția în care nu prea este în care nu prea e tranzacția ta, în favoarea tranzacției tale, gata, aici te-am să începe. Nu e interesant. Bun, ce întrebări că vezi? Da, Sergiu? Eu am făcut o statistică așa, adică chiar și dacă sunt anumite și închide de profit negativ, ele sunt undeva 80% închide pozitiv și 20% undeva negativ. Adică e foarte
cum spun, rar să întâmplă așa ceva. Am înțeles, dar cum ați făcut statistica? Mai mult de 100 ceva de tranzacții, pe ce ești cotat. Și în ce timeframe? Am 5. Super. Cred că asta înseamnă credit, un scalperist adevărat, da? Minunat. Cât? 70? În 80% se închid un take profit pozitiv. Mai mare. De tranzacții, așa spunem, se închid un take profit mai mare decât l-am stabilit. Aproape 100%, niciodată nu se închide în take profit și ala care e pus. Adică, dacă, de exemplu, arată că o să fie închis în $10, se închide, nu, minimum acolo 15. Uh-huh. Dar în cazurile când se închide în take profit negativ, el e mult mai mic decât ar trebui, adică, să fie. Iată, pe asta concret, e personal, da, ok, mersi. Eu îți văd, eu îți văd, ridicam un statement, demo pe care fac niște, așa spune, testezi, da, la strategie. Bravo, super. Iar că eu n-am stat să fac statistica, nu am luat unicări, bravo, chiar mersi de informații. Eu, de fapt, nici nu mai atrag atenție la unicările astea, că ele, cum ați spus și după statistica dumneavoastră, ele sunt mai rar în negativ. Și când e tot bine în favoarea noastră, nimeni nu cad, că ei au fost la unicări și m-au închis mai mult. Dacă e negativ, dar chiar dacă e negativ și nu-mi plac să închizi tranzacția, nu-i scopul mai în minus, oricum, profitul care l-ai făcut, el se recuperează. Așa-i? Da. Bun, întrebări până aici. Voi nu sunteți deloc activ. Eu astăzi vreau să vă... Da. V-ați spus să ne spuneți despre capcana ursilor. M-am răzgândit, știți? Eu ca tare preconizam să dau doar o strategie parabolică. Încă, vreau să spun, erau o doamnă, eu pentru primele mele masterclass-uri, tot am dat acest indicator, eu personal am transacționat întotdeauna. Și pentru primele masterclass-uri tot am dat indicatorul dat și a zis că mie mi se pare greu să tranzacționez. Și fiind la masterclass, eu undeva o prins bine cum se tranzacționează cu indicatorul dat. Undeva vreo jumătate de an sau vreo 7-8 luni de zile, cât eu am fost la acel ofici, eu concret tranzacționarul dat doar după parabolic. Și se vedea, evident că se vedea cum depozitul ei crește. Evident că e foarte super. E tranzacționa, nu cum să spun, nu riscant, dar iubea să tranzacționează cu volum mare. Eu spun că la mine traderii se văd, sunt, care au trat. Avem colegi și latem. Spune, a fost un trader de tău, zic, dar bine, nu știți că e trader meu tău, zic. Cu volum mare, dar pe ea lor, piață, tanchiști. A mie traderii sunt tanchiști, cu volum mare, nu mai știu de risc. Eu ca tare vorbesc de risc și money management. Dar evident că nu toți sunt cont de asta. Foarte rar scrimești când traderul calculat iese concret, frumos, tranzacționează după volumul. Dar probabil din cauza că și eu nu respect, eu tot să am tare să tranzacționez cu volum mare și nu-și fără să vă pot. Emoțiile să fie mai tare, dar iarăși, la cine este experiență? O să aveți și voi experiență mai mult timp și vă permiteți, când deja vă simțiți viața și instrumentul. Da, Elen? Da? Bun. Ține de capcane. Aceste capcane, că citim recent o carte, tot din domeniu, da? Aceste capcane de regulă se formează, eu îți vorbesc la nivel teoretic. Cine o să intereseze capcanele, o să venim și eu apart, deja o să spun. Aceste capcane, ele se formează după o mișcare, fie în sus, fie în jos, dar mișcarea să fie mare. Și capcana dată, îi primește că profit face mișcarea care a fost într-o direcție oricare, dacă a fost o mișcare bruscă în sus sau în coi, atât concret. Ai, numai că eu și-a zboară. A fost o mișcare bruscă în sus, piața puțin stagnează, după care face o străbatere în jos și ea se întoarce înapoi. Cât face ea înapoi, face undeva 70-80% din căderea dată. Și iată, cum spune. Aici mai este încă totodată diapazonul de tranzacționare, tot trebuie să ținem cont. Da? Nu e nimic altceva deosebit. Pur și simplu, cei ce noi trecem la practică, noi arătăm altfel. Dar capcanele respective sunt niște strategii ceva mai cu alte definiții numite. Și alea că altfel se intră, alea că altfel se ies. Nu, bun, m-am răzgândit să vă dau capcanele. Cei care o să fie interesați de capcane, eu acum organizez un grup de persoane, din 5 persoane, la lecții intensive, concret, tranzacționarea
capcane. Capcane pentru uși, capcane pentru taure. Cei care să fie cointeresați, o să scriți în anchete, că eu am pregătit și niște anchete. Aici o să notați ce temă ați vrea să mai abordăm la masterclass, transmiteți în spate. Că iată, de regulă, noi am decis să ducem masterclass pe cotațiile exotice, dar, mă rog, poate cuiva nu-i trebuie. Nu, în spate.